În sistemul solar au fost descoperiți o multitudine de sateliți. Dintre aceștia, al doilea ca mărime, Titan, este considerat de mulți oameni de știință ca fiind un potențial loc al apariției vieții biologice. Un experiment din fizică arată că nu există viață pe Titan, satelitul lui Saturn. Experimentul a fost făcut de o echipă de cercetători de la Universitatea de Tehnologie din Chalmers, Suedia. Aceștia afirmă că viața biologică, în modul în care a apărut pe Terra, nu poate să evolueze pe acest satelit. Studii anterioare au stabilit că Titan este acoperit de o atmosferă densă și, în plus, are pe suprafața sa materie în stare lichidă. Are lacuri, dar nu cu apă, ci sunt formate din hidrocarburi. La prima vedere, hidrocarburile nu ar putea reprezenta mediul de apariție a unor forme de viață. În cazul lacurilor de pe Titan, teoriile sunt că o serie de molecule pe bază de azot ar putea reprezenta fundamentul apariției vieții biologice. Pe baza unor simulări mult mai complexe, care folosesc principiile mecanicii cuantice, oamenii de știință suedezi susțin că moleculele de azot nu sunt un model termodinamic viabil în condițiile de pe Titan. Ei nu exclud posibilitatea ca viața să fi evoluat pornind de la alte molecule și structuri chimice.